Breaking news. A avut loc un cutremur cu magnitudinea estimată de 5 grade. Țările afectate au fost Bulgaria, România, Serbia, Croația, Ungaria, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina. Acesta s-a resimțit și în municipiul Drobeta Turnu-Severin, deoarece a avut loc la 14 km față de Târgu Jiu. Acesta a avut loc la ora 16:58. Cutremurul a fost urmat de o replică cu magnitudinea de 3, care a avut loc tot în județul Gorj, la o adâncime de 15 km. Departamentul pentru situații de urgență a anunțat într-un mesaj că nu au fost primite apeluri la 112 și nici nu au fost semnalate pagube materiale sau victime. Seismul s-a produs în Oltenia, Gorj, fiind resimțit în mai multe orașe. De altfel, pe rețelele de socializare, mai mulți oameni din Târgu Jiu, Craiova, Timișoara și Sibiu au scris că au simțit seismul. Conform Serviciului de Prospectare Geologică al Statelor Unite, cutremurul a avut magnitudinea de 5 și a avut loc la un kilometru de Dobrița, Gorj. Seismul din zona Oltenia este cel mai puternic cutremur resimțit în România din ultimele luni. Pe 3 noiembrie 2022 a avut loc un seism cu magnitudinea de 5,4 la o adâncime de 148,8 km, fiind resimțit și în București. Cel mai puternic cutremur înregistrat în România în ultimii 30 de ani a avut o magnitudine de 6,0 grade și a avut loc pe 27 octombrie 2004. În cazul în care treceți printr-un cutremur, nu părăsiți imediat spațiul, camera, apartamentul, clădirea în care v-a surprins seismul. Acordați mai întâi primul ajutor celor afectați de seism, dacă este cazul. Calmați persoanele intrate în panică sau speriate, în special copiii de vârstă mai fragedă.